Așa îmi place mie să înceapă emisiunea, voi, frate. Și vă spun imediat ce s-a întâmplat. Ia, dragul meu, prieten. Mulțumesc frumos și bună seara. Și acum o să le spun. Tuturor telespectatorilor tăi, tuturor oamenilor care te urmăresc, prietenilor noștri, oamenilor de pretutindeni, respect. Ce se întâmplă? Suntem la Arad, suntem invitați la o petrecere. Și eu sunt invitat la o petrecere, la Danove, că nu ne ferim. La doamna Valentina. La doamna Valentina la și domnul Dan. În același hotel ne-am nimerit cu prietenul nostru, Dani, da? Îl cunoașteți, prințul Banatului, al nostru, familia noastră. Acum, pe nefăcute masă, pe nu știu cum să spun, pe nepuse masă, pe nimic, am zis, băi, trebuie să filmăm un episod. Cine știe că ne mai întâlnim, tu ocupat, eu poate am și o treaba mea, e cel mai bun. Și astea care sunt făcute așa, din spontane, nimic, nu sunt... E cel mai bine, e cel mai bine. E ceva special să te întâlnești cu oamenii care ai ceva în comun și da. Ce crezi? Te urmăresc de foarte mult timp. Mersi, îți mulțumesc eu în primul rând, Adiță, că ai făcut foarte multe chestii pentru oamenii din branșă, pentru oamenii noștri din România, oamenii puțin mai cunoscuți, oameni de toate genurile, ca să nu dau numele în termenii noștri vagabonțești. Și chiar te urmăresc de foarte mult Mersi timp mult. Eu, cât și oamenii care se uită la noi acum și sunt pregătit, așa, spontan. Jur că n-am făcut întrebări de la început sau ceva. Frate, să fim... dăm așa, ce ne vine cap. Suntem oameni pe loc, să facem pe loc. Recunosc că m-am documentat un pic, că așa e frumos înainte să cobori, să știu totul despre tine. Și acum cred că o să iasă exact ceea ce trebuie din emisiunea asta. Te rog, sunt pregătit și te ascult. Începem în forță. Poate să deranjezi ceea ce spun, dar mie mi se pare că în ultima perioadă te-ai intrat într-un cont de umbră. Și vreau să te întreb ce se întâmplă, ce nu mai scos nimic, există vreun motiv? Bună întrebare. Dacă îmi dai voie să răspund în 30 de secunde sau poate mai îmi dai timp, știi cum se spune? Vreau să spun că în ultimii ani am trecut prin foarte multe încercări ale vieții. Una care a fost printre cele mai importante a fost divorțul de soția mea. Știu oameni din România. Tu nu știam asta. Să spun, dar nu știi că nu am vorbit de la început. Eu atunci când am ajuns vegetă, că suntem în Banat, am crezut că tai și că spânzuri și că Dumnezeu la care eu mă rugam pentru familie, pentru sănătate și pentru binele nostru, uitasem de el. De ce? Că aveam bani în buzunar, îmi permiteam să dau sute de milioane pe la lăutar, eu fiind lăutar, să nu mai enumăr. Lipseam de acasă, anturaj și așa mai departe. Mi-am pierdut familia. Ulterior m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, știu că am ajuns o rablă din cauza iubirii, vreau să-mi repar tot ce am greșit în viața asta și dacă mi-ai dai o dată familia înapoi, voi fi cel mai drept om. Se și vede acum că sunt un alt om, sunt un om schimbat. Stai, scuze-mă puțin, te-ai împăcat cu soția între timp? Asta voiam să spun. Așa. Ulterior ne-am împăcat, că ne-a crescut copilul, ne-am împăcat, am fost și la TV, am spus chestia asta, oamenii știu, ne-am împăcat, eu m-am schimbat ca și om și mulțumesc Dumnezeu că asta a fost cea mai mare fericire mea. A doua problemă prin care am trecut, să nu vă țin mult, să vă plictisesc, mi-au murit părinții. Mamă. În 2020-2021 mi-au murit tata și mama. De corona, că era perioada? Nu, exclus. Tata a murit pur și simplu asfixiat pe stradă, că a băut un șpriț. Și cum mai sunt oamenii bătrâni, a căzut, s-a asfixiat. Și a murit. Ulterior, mama, la un an și o lună de zile, a murit și a fost iar o distrugere în viața mea. Și a treia chestie foarte importantă, de umbra la care tu făceai referire, nu mi-am mai dorit să mai fac muzică o perioadă, fiindcă, să o spun pe față, noi românii suntem foarte inteligenți, dar cumpărăm cu foarte puțin bani prostia. Nu mai apreciază omul un solist bun. Nu vreau să dau nume soliștilor buni pe care noi îi apreciăm în România, dar nu mă apreciază lumea, omul de rând, nu mă apreciază un om care știe să cânte toate genurile muzicale și când faci calitate. Oamenii vor cu hârți, și zic, Doamne, eu am fost pe cele mai frumoase trepte ale vieții. Lasă-mă să mă retrag un pic să-și facă lumea treaba pe lângă mine, dar am avut și un cont de YouTube de 700.000 de abonați pe care l-am vândut, că o spun drept, Adiță, când am fost în perioadele alea mai negreșite. Eu am fost jucător, nu dau reclamă, nu fac reclamă la niciun casino, dar cazinourile mari ne cunosc, că noi am fost niște lepre, eu și câțiva colegi de ai mei. Trecând peste toate lucrurile astea, mi-am dorit din suflet înapoi familia, după care am tânjit o viață și
Am zis că ea e cea mai importantă. Îți repet, am fost pe cele mai înalte trepte. Florin Salam știe că ne întâlneam în fiecare zi în aeroport, spunea: băi, Dani, tu și eu am început să cântăm de lunea până lunea. Și zic că asta e viața. Că am scos eu niște piese, nici nu vreau să le fac reclamă aici. Contul acela l-am vândut, să simplific puțin. Mi-am făcut încă unul de 200-300.000 de abonați. Oamenii care mă iubesc pe mine cu adevărat știu că scot mereu muzică nouă și mereu muzică de calitate și toate genurile: populară, banat, vagabonțeală, muzică de viață. Uite, acum în timpurile astea, că sar de la una la alta, am câteva piese care au spart TikTok-ul. De ce? Piese de viață, exact ce se întâmplă acum la noi în România. Oameni pe străzi, tu zâmbești, eu plâng, dar eu trebuia să zâmbesc și tu trebuia să zâmbești. Că așa a lăsat Dumnezeu frumusețea. Dar repet și revin: oamenii nu mai ascultă muzică de calitate în România, oamenii ascultă prostii. Și cred că tu, fiind un băiat inteligent, ești, și am siguranța asta, știi la ce m-am referit și oamenii, dacă știu la ce m-am referit eu. Fii atent, dragul meu, Dani. Te rog. Ai vorbit despre 4 episoade nefaste din viața ta. Vreau să luăm pe fiecare în parte. Înainte să luăm pe fiecare parte, eu am notat așa în mintea mea. Episodul divorț, episodul moartea părinților, episodul carieră și episodul casino. Da? Și sunt patru lucruri foarte importante care pot dărâma un om. Mă uitam și la episoadele tale, scuze-mă puțin, la episoadele tale anterioare ți-am spus că poți să mă pui la încercare. Știu tot ce ai făcut și ai mers la prietenii noștri comuni. Da, corect. Mi-e drag ceea ce faci și chiar mi-am dorit, jur, Dumnezeu mi-e martor și nu mint cu nicio secundă. Zic, băi, nu-l sun eu. Poate în viața asta ne vom întâlni, dar ce-i cer lui Dumnezeu și ce faci pentru oamenii din jur și pentru tine, ți se va întâmpla sau mâine. Și eu, probabil că ceea ce mi s-a întâmplat, aceste lucruri minunate de altfel, că dacă nu treceam prin ele, nu puteam să mă lovesc cu capul de tavan sau să văd realitatea, să văd oamenii din jur care te iubesc, și lucrurile astea sunt doar de la Dumnezeu. Ce faci în viața, așa vei primi. Nu sunt un om foarte credincios, dar cât sunt credincios, știu că acei 5% cât am eu credință în suflet, fac pe placul lui Dumnezeu. Bun. Și acum te las în continuare să-mi pui întrebările sau remarcile pe care le-ai făcut. O să luăm fiecare episod în parte. Te rog. Perioada divorțului, da? Te-ai despărțit de soția ta și vreau să te întreb, prima întrebare, te-ai despărțit, ai zis și mi-am dat seama că din cauza ta, tu ai spus. Îți făcuse amantă? Un om bun, nu. La noi n-a fost problema de vreo amantă sau de vreun amant, nu. Știi ce înseamnă, nu știu dacă știi oamenii, dacă azi poate femeile vor fi la sentiment cu mine. Știi ce înseamnă soțul să-ți aducă în fiecare zi de la Dumnezeu minim 5.000 de euro? 5.000 de euro și vorbesc de anii trecuți, acum 10 ani, minim 5.000 de euro. Să aducă în casă și a doua zi să nu mai fie nici măcar două hârtii de 50. De ce? Fiindcă tot ce strângeam o săptămână, și ți-o spun cu toată inima, ți-o spun, inventam prostii de-astea. Dă repede că am dat peste cineva cu mașina, dă repede că m-a oprit poliția, pe mine mă ferea Dumnezeu de toate lucrurile astea. Și duceam această minunată femeie de care m-am îndrăgostit de la 17 ani jumate și avem 21 de ani de viață împreună. Azi vedea așa, mâine vedea, ca la acordeon, ca la lăutare. Și mi-a spus femeia într-o zi, scuze-mă, nu mai vreau stres, ne despărțim. Am crezut că e o glumă, am luat-o ca atare, m-am crezut încă puternic și așa mai departe, până m-am văzut ca domnul care a fost la fratele meu, la țancă, la el acasă. Domnul Irinel. Că poate, domnul Irinel. Ai spus tu că tu îți permiți că ești prietenul dumnealui. Și un om puternic o ia de la zero, doar dacă ai o meserie la bază, ești înzestrat de la Dumnezeu cu o meserie, atunci te poți ridica. Nu ai o meserie la bază și asta vă învăț și pe voi copiii, tineretul din ziua de azi. Nu aveți școală și o meserie la bază, indiferent câți bani veți avea în viața asta, puteți aluneca pe gheață și rămâneți și nu veți mai putea, nu veți mai ști de unde să mai luați de la zero. Mare atenție. Și soția ta a suportat, da. Până într-o zi în care a spus gata, stop. Da. Ori eu, ori casino, ori familia ta, ori casino. Nu mai trebuie să-i a spus de mult timp. Cazi, păi eu știi cum dădeam bani la lotari? Plătitele de 2 milioane așa, uite așa cât în fișic, nu așa 1.000.000, 2. Zup, hai, acasă. Omul șampanie de aia cum bem noi, aia așa, figuri. Și s-a săturat femeia, nu mi-a greșit niciodată. Nu i-am greșit. O amantă a fost, când era fiul meu mic, avea 2 luni, a fost, i-am spus de ea, atât a fost în viața noastră. S-a prescris că am recunoscut-o. Și mai ales că e așa perioada de atunci, sunt 15 ani de zi. Deci vezi, dragul meu, că viciile pot distruge o familie foarte ușor, cât de ușor. Tot viciile te pot întări. De ce? Că
te uiți în jur, dacă ești un om hapsân, spui, Doamne, ce are ăla și n-am eu. Nu. Eu am cea mai mare fericire în momentul ăsta, că am ales să nu mai cânt 22 de zile din 30, am ales să cânt 5 zile din 15, adică 10 zile pe lună, să aduc mai puțin bani acasă, cânt mai pe mic preț, cum se spune, dar să fiu fericit. De ce? Că și așa, și o sumă mare dacă iau și tot se alege pulberea de ea, tot nu te alegi cu nimic, așa, cu bănuții mai puțin, să mi-i câștig din suflet, mi-am ales oamenii la care cânt, mi-am ales anturajul meu este băiatul meu și soția mea și familia mea, nu mai am prietenii din trecut care spuneau, oh, Dani, ești numărul 1, și lumea știe ce vorbesc. Nu, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos mental, sunt sănătos fizic, am cei mai buni de la Dumnezeu lângă mine și cred că ăsta e cel mai important, de fapt, nu banii sunt fericiți. Așa e, tati. Auzi, Dani? Ai idee așa, de-a lungul timpului, câți bani ai spart la casino? Nu vreau să dau o sumă. Ar spune lumea... Ordinul sutelor de mii? Nu. Îți spun că, spre exemplu, o mașină de 180.000 am vândut-o în 3 ore să joc la live. Și împart-o la 3. Adică vreo 65.000 am luat pe ea. După, și tu știi unde se lăsau mașinile, unde se vindeau conductorii, ca să nu dăm nume la casino. Te duceau după cu limuzina ca să vedeai cu limuzina, bravo, și plecai cu autobuz. Dacă erai un pic mafiat, plecai tot cu limuzina. Dar astea sunt sume mari. Și nu vorbesc de sume mari, o sumă de, Doamne, milioane de euro sau așa. Nu. Imaginează-ți că eu am 38 de ani, am făcut anul trecut, pe 21 decembrie, mulțumesc la fel. Și eu joc de la 12 ani. Auzi, mă, unde dumă, de la deci am 26 de ani, vreo 22 de jucător. De jucător. Și imaginează-ți de când, tot de la 12 ani. Tati, dar vreodată ai câștigat și tu vreo sumă mare? Păi am câștigat, dar nu câștig, uite, făcea. E adrenalina aia. Bă, dar toți, uite, eu n-am boala asta, dar am înțeles că e nenorocire. Și când ai putere, dacă ți-ai intrat în sânge, diavolul îți dă mai mare putere. De ce? Că te sun pe tine. Că știu că stai bine muzunat și tu mă știi că sunt om serios. Adică, da, aduci-mi 50.000 în viața mea. Ți-i dau eu peste... Nu, mâine ți-i dau. Nu peste. Și tu nu-mi spune-i mie, știind că buzunarul meu vorbește orice limbă. Știi ce spun? Vorba lui Florin Salam, nenicul nostru. Tu știi, da, Dani, 50.000. Eu mâine veneam cu 60.000 la tine, indiferent, sau în seara asta, tot cu 60.000. Că 60.000 să fac în 5 minute, să-i pierzi în 5 minute. Pentru jucători, știți ce vorbesc? Au fost momente când pierdeai la casino sume importante. Noaptea, că bănuiesc că noaptea duceai. Când, eu știu, ai avut vreun gând de la negru, să te sinucis sau vreo... Niciodată în viața mea. Dar spărea rău, avea regrete de alea? Nu, mă pedepseam. Mă urcam în tramvai sau în autobuz și mai îmi rămâneau 10-20 de milioane pe buzunar. Mărunțiși pentru banii la care eu îi pierdeam și este o rușine pentru mine. Nu încurajez pe nimeni să facă aceste lucruri care îți distrug cu adevărat viața. Mă pedepseam, mi-aruncam țigările. Mi-aruncam, dacă aveam o haină bună pe mine, pe stradă sau dădeam la cineva pe stradă, un om care avea nevoie, și mergeam cu tramvaiul acasă sau mergeam pe jos kilometri, așa mă pedepseam eu, și aveam timp pe acel drum să-mi fac ordine în gânduri, să jur că până mâine nu mai joc. Iar mă sunau o nuntă, iar mă sunau un spectacol, iar încasam bine și de la YouTube, că știe lumea că eu și câțiva colegi, Asu, Ama, Big Man, Nicky Yaya, Tisi, Danezu, ăștia sunt frații mei cu care am colaborat de 21 de ani. Noi am avut YouTube de când lumea dormea în ghete. Și am avut YouTube și s-au încasat mulți bani. Nu-i încasam peste tot. Și ți-am spus, mă pedepseam și spuneam, Doamne, nu mai joc. A doua zi, nu mai jucam să mai scot paguba, că am înțeles mulți jucători că jucam să-mi scot paguba. E o prostie. Mint toți. Nu. Nu mai aveau confortul lor în casă, în familie, între prieteni, la un grătar, la o chestie frumoasă, cum stăm noi acum la o șampanie de asta. Nu, ei voiau. Ego-ul omului vrea să arate că el e puternic, că el e... Ce mă zici cine e? Într-o oră, mâinii fac la loc. Aveți grijă. Banii se fac ușor, dacă Dumnezeu spune ceva aici, dar ajungi foarte ușor să nu mai ai ce păpa. Și nu e problema doar de tine personal, ca și om, e problema că îți distrugi familie care plânge de tine, părinți, frați, nepoți, că nu mai ești lângă ei cu nimic, ești și trist, îi întristezi și pe ei și plus de asta îți distrugi familia, îți distrugi cariera, că dacă tu mă sunai pe mine, Dani, hai cu mine la o emisiune, să facem aia, uite, ia și tu 2 lei. Dar nu ți-ar dea, frate, oricum ere cu capul mai bine. Știi, ce spune, bă, Diță, nu pot acum, dar eu în mintea mea spuneam, păi ce dracu, am băgat, scuzați-mă de expresie, am băgat 30.000 acum, ce mai au? S-a mă sunat cineva din prietenii noștri care ne mai sună. Avem prieteni care ne sună noaptea. Urcă de repede mașină, hai să ne facem un program. Sau lăutarii noștri.
Și ce crezi? Mai mi-ar de mine să mai vin Adi? Niciodată, frate. Căci am, pe mai mult decât să mai iau 50 de milioane, când 50 de milioane am pus pe două numere. Ce rămâne, dar cum ai reușit să scapi de dependența asta? Aici, stai, poate mai joci și acum și nu vrei să-mi spui. Mai joci acum, la casino? Dumnezeu mi-e martor cât am fost de sincer față de tine. Da, am văzut și îți mulțumesc. Nu mai joc la jocuri, de ce? Nu mai joc că nu mi-ar mai place să mai joc. Și tu dacă mergi la un pește, știi că se face rău, că stai în ploaie, cheltui bani, cheltui iar. E diferit. Adrenalina, da. Doar dacă vrei. Că nu te pune familia, soția, Dumnezeu sau prietenii, du-te bă și joacă și pierdeți munca ta. Nu, tu faci singur. Eu am o vorbă, că fac o paranteză de la regretatul prieten al nostru, al tuturor, domnul Fane Spuitoru. Cine îl cunoaște pe domnul Fane Spuitoru știe că Doina de Banat o adora cel mai mult. Și eu aveam un respect deosebit de fiecare dată când mergeam și aveam ocazia să dau noroc cu dumnealui, să stau cu dumnealui la masă. Era o onoare pentru mine, în primul rând, de calitatea lui de om, nu de numele lui. Și ne punea să cântăm pe noi câțiva, doar dacă voiam, la plăcere. Într-o seară a venit cineva și și-a cerut scuze că seara a fost beat. Și eu am auzit o singură vorbă și vă rog să o rețineți. De la Fane Spuitor. De la domnul Fane Spuitor, Dumnezeu să-l ierte. O mare calitate de om. Spune stop, ai venit să te plângi? Da, n-am nimic cu tine, stai și cu câțiva invitați. Te rog frumos, spui că ai băut aseară și îți pare rău. Dar aseară, de ce nu te-ai întors un pic cu spatele și spui, mă iertați, mi-a umblat cineva, m-am făcut dosniac, îmi pare rău acum. De ce n-ai venit cu asta? Credeți-mă, oameni buni, că am rămas 10 minute așa. Zic, auziți și voi o vorbă atât de inteligentă și atât de bună de la un om cu așa suflet mare și de la un om cu atâta valoare. Și tu știi ce spun, da, și oamenii Fane Spuitorul. Și de atunci nu mai cred pe nimeni. Nu, tu îți faci frate rău cu mâna ta, că Dumnezeu dacă îți dă un cuțit și un colț de pâine, poți să tai acel colț de pâine să mă hrănești pe mine. Sau poți să-i dai dumnealui cu cuțitul în gât. Păi da. Mă, Dumnezeu e de vină pentru ce s-a întâmplat cu mine. Dumnezeu e de vină pentru că noi ne-am întâlnit aici. Poate e de vină de ce? Că putem pe această cale și îți mulțumesc ție și echipei tale. Să salvăm că ne-am nimerit aici. Și salvăm prin sfaturile tale și prin poveștile tale, da. Da, și poate cineva învață din poveștile noastre să revenim. Suntem în 2024. Eu, Dani, mi-am revenit. Tot datorită meseriei, nu am băgat mâna în buzunar nimănui, tot datorită că m-am băgat cu familia mea, putem să vă arătăm că stau în sectorul 1, stau și în sectorul nordului cu căsuța, ne-am revenit, mulțumim lui Dumnezeu, suntem sănătoși, suntem tot cei mai buni, tot datorită nouă. Cum ți-ai readus soția acasă aici? Asta vreau să știu. M-am rugat la Dumnezeu, într-o perioadă am mers cu niște prieteni de-ai mei, prietene de-ale noastre la frață, așa cum se spune, de biserică. Am mers, oamenii de la studiul de la noi merg mult la biserică, mulți sunt și pocăiți. Am mers pe acolo că mie îmi place să citesc și Coranul, și Biblia, și să merg la ortodox, și să merg la penticostale. Am mers pe toate, am gustat tot în viață. De ce? Nu să am vreo religie, să-mi cunosc mai bine pe Dumnezeu, și că doar Dumnezeu îți răspunde la întrebări. Și Dumnezeu mi-a răspuns la întrebări. Și i-am spus, Doamne, dacă Tu îmi redai ce știi în sufletul meu, nu mai averi, că avem, mă, bă, avem. Mă, nevastă, vin singur la părinți. Avem câteva proprietăți în Pitești, câteva proprietăți la București. Eu am familie mare. Nu murim de foame. Un om de rând trăiește cu 50 de milioane, 4 inși și zâmbesc. Să duc și într-o vacanță, să duc și la un schi, să duc și acolo. Și noi nu ne mai permitem să mai mergem niciunde din cauza că avem impresia că cu bani facem orice. Nu. Eu am lăsat garda jos și dacă dumneavoastră credeți că eu m-am dus la vale, vă rog să credeți în continuare. Eu sunt cel mai fericit așa cum sunt. Și mulțumesc lui Dumnezeu că nu vreau să mă mai schimb în rău. Pentru mine, cred că asta e realizarea vieții până la 38 de ani. Ți-ai mai dezamăgit familia acum? Dar nu mi-aș mai dezamăgi eu, în primul rând, nu familia. Că familia suntem oameni. Putem greși la fiecare colț. Că așa e omul. E supus greșelii. Dar nu mai vreau să mai supăr pe Dumnezeu. Mi-e rușine. Adiță, mi-e rușine. Și ce vreau să te întreb? În afară de cazinou. Ai mai avut vreun viciu de s-a nenorocit? Bă, n-am avut. Cu drogurile și cu asta la noi n-a fost. La noi am fost norocoși. Noi fiind o frați și o foarte frați, mulți nepoți. Foarte mulți nepoți. Unul din ei cel mai mare este sus la arme. Vom merge la eveniment după. Dar ajungem și acolo. Am o frață, peste 30 de nepoți. Eu am doi copii. Un copil cu soția mea, cu Adelina, cu cea de la început, care are 14 ani, Ian. Și în timpul ăsta, 3 ani jumate, că vreau să știe toată lumea, am mai avut o fată cu care am mai făcut un copil. Mi l-am asumat, îl cheamă Arian, mi l-am asumat, în mintea mea, tot prostia din mine atunci, uite și poate foarte multă lume nu știe și cred că e și în exclusivitate la tine chestia asta, am doi băieți.
Și mi l-am asumat, probabil în mintea mea atunci am părăsit soția de care eu mă îndrăgostesc și am făcut toată viața pentru tine, doamna mea. Asta? Pentru tine, doamna mea, am făcut tot. În mintea mea, că mintea prostului, că prostului, dacă îi spui că e prost, el spune că tu ești prost. Corect. El te trimite la nebuni. Și eu am crezut că ei s-au întors împotriva mea și zic, stai că îmi fac altă familie. Dumnezeu mi-a dat acel copil pe care l-am acceptat și l-am primit în viața mea cu cel mai mare drag, îmi seamănă la fel ca cel mare. Și vreau să spun tuturor oamenilor că suntem așa, așa, așa. Eu nu mint. Că ți-am spus, eu nu-mi place să mint. Ne înțelegem azi bine, mâine rău. Adelina a acceptat că e o femeie cu foarte multă școală. Nu stăm împreună, suntem diferiți. Târgu Jiu, București, diferiți. Ne-am văzut, au venit la mormântare, am fost în familie, ca o familie. Dar na, așa sunt, mai sunt femeile. Eu am ales calea asta dreaptă cu familia mea și nu am cum să mai mă. Dar femeile mai speră, unele dintre ele, știi? Bine, sunt și băiat șocar, credeți-mă, dicție, frumos. Băiat crescut păstrat. Deci șocarul meu, în timpul în care ai fost despărțit de soție, tu, da, pac, ai băgat gheara pe cu mătră, ai făcut copil. S-a nimerit. Prin băuturile mele și prin gândurile mele, depresiile mele și așa mai departe. Vă recomand psihologii, eu n-am fost, am reușit singur să trec peste. Am avut zile când nu mai voiam să mai ies din casă, dar n-am avut zile să mă omor. Așa dezvăluiri, dragii mei. N-am avut zile să mă omor, nu îmi doresc să mă omor. De ce? Fiindcă Dumnezeu mi-a dat o viață puternică și atâta timp. Nu îți mai spun eu, că deja ți-au spus toți. Dumnezeu îi dă omului atât cât poate. Așa e. Crede-mă. Și noi avem o misiune în lumea asta, poate peste o jumătate de oră, tu sau unul din echipa ta asta minunată, sau eu, ieșim afară și ne cade o cioară în cap Doamne și feris. Murim. Așa e. Dar fii atent, tu ești conștient acum și bănuiesc că ai mult mai mult respect și mai multă iubire față de soția ta, pentru clar, că practic te-a acceptat și cu copilul. Nu e vorba de asta. Exclus. Nu. Nu. 99% din femei nu s-ar mai fi întors. Nu mă mai împăcam cu această minunată femeie dacă eu știam că virgulă, creierul ei nu este compatibil cu al meu. Nu știu dacă ai înțeles răspunsul. Îți repet, oamenii, ei trebuie să-și repare singuri greșelile. De ce? Și la prânaie, dacă ajungi, ca să vorbim și termine și te-au un pic de vagabunțeală, când trebuie să dai în cap la unul? Poate ai fost beat, poate ai fost asta. De ce nu trebuie să faci rele și afaceri la băutură? Tot domnul Fane Spăitor mi-a spus chestia asta. Cum a spus domnul? Tot mi-a spus, la băutură nu se fac relele și afacerile. Că tu acum, de dragul soției, să te dai mare, că sunt și eu Dani Prințul Banatului. Tu ce spui? Ia vină viața mea încoace, ia 3.000, du-te repede și vii mâine și încânti tu pe data de 19. Da. Dar eu ce fac un om elegant care îmi și păstrez meseria de stradă și gratele astea pe care le-am dobândit în ani? Nu le-am dobândit astăzi sau să iau o palmă. Nu, eu spun foarte frumos, să-ți fac pe plac, ție că te văd nebun. Iau banii, te rest pe partea altă soției tale și spun, doamnă, dacă soțul dumneavoastră mâine după ora 4 când se trezește mai crede că eu sunt lăutarul care să merge mă să fiu la acel eveniment, stau, uite aici, nu mai dau nume unde stau eu, stau aici, vin atâta cu el, facem un contract frumos și vă iau banii frumos. Și eu mi-am mai câștigat în meseria asta că am dat de la cei mai mici interlop până la cei mai mari, de la cei mai mici oameni până la cei mai mari, am cunoscut România asta și am cunoscut nu numai oameni din branșa noastră. Oameni de peste tot. Dar mi-am învățat limita asta. Ți-am luat un ban de buzunar, încerc pe la spate să-i dau un pic soției tale de ce, ca să nu mi-o împingi de băt banii înapoi, că nu merge cu mine asta. Auzi, dragul meu, dar perioada aia grea cu cazinourile, împrumutai bani mulți? Adică luai bani mulți de la oameni? Nu, asta a fost norocul meu. Că aveai mereu cașcaval și mereu. Nu, asta mi-a fost norocul. Nu aveai nevoie să împrumuți. Vă recomand, dacă aveți o mămăligă, aruncați-o la pește, doar mămăliga voastră, nu luați și de la următorul pescar. Că dacă ai prins 4 pești mai mari, pescarul care ți-a dat mămăliga să o arunci în apă, sunt 100% sigur, chiar dacă nu-ți va cere de la obraz, trebuie să-i dai din 4-1 și lui. Corect? Nu, eu m-am întins când mi-a fost plapuma. Totul e bine acum, dar când pleci de acasă, da? La vreo cântare, la vreun eveniment, există vreun sfat sau spune ceva soția ta, că sunt curios? Îți spune, ai grijă, Dani? Nu. Dani, te rog eu, sau Dani, fii atent. Hai să spun ceva. Deci eu aveam 17 ani, jumătate, am 38. Dacă socotim matematic, sunt 20 de ani aproape de când cunosc această minunată ființă. Și de ce spun această minunată ființă? Că datorită ei era un cocalar înainte. Din cauza amărăciunii. M-a ajutat foarte mult, m-a educat foarte mult. Te-ai educat, este? Și eram abăcât de urs. Mulțumesc lui Dumnezeu, datorită ei am lucruri frumoase în viață. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Mie nu-mi spune de acasă, de ce? Care încredere în mine? Hai să spun, uite cât stăm noi în astea 10 minute. Câte lucruri cred că ar putea face invers, ca să spun eu o întrebare ție? Ce ar putea face soțiile noastre în acest moment? Dacă eu n-am încredere în tine ca soț, da, mă, și tu n-ai încredere în mine ca soție, despoarte-te, tată. Odată ce pleci de acasă cu un gând, Dumnezeu te întoarce bine acasă. De-aia nu mă întoarce Dumnezeu schilodit, accidentat, bătut de oameni. Da, corect. Dani, scurt,
suntem la adiță din dragoste, 10 secunde ai să-i spui ceva soției, uite acolo, te uiți acolo. Și îi spui 10, în 10 secunde vreau să-i spui cam, tot ce, cam tot ce simți tu pentru ea, dar 10. Eu ți-am spus că sunt, o să fiu spontan în viața asta. Start. Nu am ce să-i spun soției mele în aceste 10 secunde, 7, decât că îi mulțumesc 6, din toată inima că mi-a oferit 5, cel mai frumos copil din lume. 4, 3, și că este lângă mine. 2, 1. Bravo, frate, super. Pentru soția ta, pentru doamna Adelina, care ți este aproape mereu și necondiționat e lângă tine. Spune-mi o treabă. În perioada asta, revenind-o la perioada asta greacă, îmi place. Că astea sunt, sunt lucruri din care ai noștri pot învăța. Învățați. Asta nu este o laudă, nu este nimic. Spune-mi familia soției tale, socrii. Socrii mei sunt niște oameni deosebiți. Cum au văzut ei perioada aia când... Nu. Ai vreo discuție de aia cu socră? Ca să ți-o spun sincer. Ia vină cu oameni, stai puțin, să ți-o spun sincer. Să mă ierte socrii mei, care sunt ca părinții mei, dar de fapt sunt părinții mei, soacra mea și socră meu. E un subiect sensibil când vorbesc de ei, că dacă nu erau ei, eu și soția mea nu existam, nu supraviețuiam până acum. Și au dat totul pentru noi și vreau să le mulțumesc pe această cale. Ce să spun despre ei? Sunt niște oameni minunați. Eu vreau să știu dacă ai vrut discuție de aia cu socră tu. Nu, stai puțin, sunt niște oameni la început care zic, dă la farfă țiganul ăsta. Nu vezi că e o lepră? Adelino, lasă lepra în pace. Te-a distrus. Dă la farfă țiganul ăsta, facem orice. Ulterior, după ani de zile, au ajuns să mândrească cu mine. De ce? Că a avut soția mea încredere în mine. Eu nu sunt supărat pe ei, nu sunt supărat că n-am de ce fiecare părinte își protejează familia. Normal, frate. Și n-am ce să spun decât cuvinte de laudă la adresa lor. Treci peste. Atât am avut de spus despre ei. Bine, uite, acum vreau să-mi vorbești despre părinții tăi și, cât de, și dacă a fost cea mai grea perioadă din viața ta atunci când i-ai pierdut. Având în vedere, ai văzut dacă trăiești cu 5-6 câini în curte și unul dintre ei merge mai șchiopătă sau unul nu mănâncă sau unul îl duci la doctor chiar dacă ai doi băniți în buzunar, dacă iubești acele animale și plângi de ele. Dar apoi, din atâta familie, când noi mâncam 8 frați dintr-un castron cu o lingură de la unul la altul, Dumnezeu mi-e martor, că nu te mint, și ăștia mai mari aveau și copil, și la copile din aceeași lingură. Și cum să spui tu că noi am trăit așa, să cadă cât o frunză, cât o frunză și cele mai puternice crengi dintr-un trunchi. A murit prima oară ticuțul nostru. Așa a vrut Dumnezeu. Nu a vrut Dumnezeu, atâtea zile a avut, ca să nu îl mâniem pe Dumnezeu. Atâtea zile a avut, a murit. Glumele cu tata și cu mama, băgăme și gura ta, dacă mai trăiesc un an după tine, să vezi ce... Mama. Să vezi ce mă duc, mama, să vezi, da, mă răzbun. Cât crezi că mai trăi mămica? Exact. Fix un an, sărac. I-am băgat unul peste altul, glumele noastre la mormântare. Mamă, tată, vezi că o bapă mama peste tine acum, vezi că o pun cu spatele, vrei să o punem cu față. Glumele noastre, da, a fost ceva, ai impresia că se dărâmă pământul. Pentru frații mei eu am suferit mai mult din cauza lor, dar eu am învățat un lucru în viața asta. În teoriile astea din cărți, așa mai am și citit câteva cărți în viața mea. Eu am învățat un lucru. Nu plânge de Dani, prințul Banatului, că a murit. Tu dacă mi-ești familie, plângi de mine dacă nu sunt împăcat cu Dumnezeu și dacă am fost un om rău la viața mea. Că s-ar putea să mă duc acolo, unde se presupune că vom ajunge cu toții. Plângi de el dacă nu a fost împăcat cu Dumnezeu și dacă a făcut lucruri urâte în viață. Nu plânge de el că a murit. Că toți murim, adiță. Mor copii, mor bebeluși, mor oameni bătrâni, unii trăiesc câte 200 de ani, vorba vine, și nu mai mor, și alții ți-a copilul. Sau... Nu-i treaba noastră cu ce se întâmplă în viața asta. Adică a fost o tragedie foarte mare pentru noi, dar încă o dată îți repet, omul puternic, Dumnezeu-i de cât poate să ducă în cărcă. Ai trecut prin atâtea. Și eu consider că ai răzbit. În momentul ăsta, care este cea mai mare frică ta? După cea mai mare frică a mea din lume... Cât ai pățit, ca să zic așa? Este să nu cumva să mă supăr pe Dumnezeu și să nu pățească cei din familie înaintea mea să mai pățească ceva. Adică aș prefera să mă duc eu, că eu mă descurc mai bine dacă m-am descurcat de la 12 ani pe străzi singur și am 38. Aș prefera eu să mă descurc mai repede singur, să nu mă apuc să mai văd o altă nenorocire în viața mea. Eu nu cer nimic lui Dumnezeu. Eu când mă rog la Dumnezeu, îi spun, Doamne, ce să-ți mai ceri ție? Când Tu mi-ai dat atâtea lucruri și mi-am bătut joc de ele și încă îmi dai, Doamne, lasă-mi, Doamne, că Tu știi. Și ia, uite, m-am rugat să ne întâlnim vreodată. Uite, jur, uite, ne-am întâlnit azi. Te respect. Ne-am întâlnit? Da. Deci cere lui Dumnezeu că El la momentul
perfect, momentul lui potrivit îți va da exact ce cer. Dar cere de aici, nu de aici sau de aici, vrăjal. Și când luați oamenii în brațe și pupați, fiți sinceri cu ei, că dacă voi sunteți așa, la fel și ei sunt așa. Corect. Uite, mai zi-mi o treabă. În momentul ăsta, vindecat, să zicem așa, care crezi că este cel mai mare defect al tău? Vindecat de, defect? De patimile tale. Defect al meu? Da, în momentul ăsta, cel mai mare defect al tău. Cel mai mare defect al meu este că nu pot să mai fiu rău cu oamenii din jur, cu toate că nu. Nu, stai că asta nu e defect. Defectul meu fizic, personal? Nu, frate, dar asta nu e defect, pentru defect că ai vorbit bun. Atât de frumos de sunt Dumnezeu. Prea bun. Dar nu e defect, e o calitate. Nu, e un defect. De ce e un defect? Frica. Pentru că n-ai ai prieteni în momentul frica ăsta. Frica e cel mai mare respect, țineți minte de la mine, frica. Frica cel mai mare. Și respect. Nu pot să mă impun frică. Nu pot. Am înțeles. Dacă aș vrea, pot. Pot. Și oamenii care v-ați mai contra cu mine, că acum să ne facem o paranteză și de așa. Ai fost mardoi? Păi dar de ce m-am murit? Stai mă că te-ai schimbat. Nu. Da, mă, frate, că nu m-am schimbat, băie, nu sunt pocăi, nu sunt astea, eu spun lucruri de viață, spun din sufletul meu, dar nu sunt, nu pot să las nici... Ai făcut scandalul multe? Am făcut, la viața mea, fiind două frații, îți dai seama că mă bazeam cu frații mei și după aia, ulterior, am prieteni. Întreabă un om sănătos din țara asta dacă mă cunoaște pe mine. Asta nu spun șmecheri. Ai făcut și sport, ceva de performanță? Bă, nene, am făcut un pic de... am alergat care scuipe mai departe. Îți dai seama că dacă am stat lângă sala de box la Pitești acolo, nu știi că e sala de box acolo. Am stat, am făcut și noi un pic de... Bine, noi am făcut, că am muncit, am furat, am făcut, că mi-am povestit copilăria mea, bine, s-a prescris. Am făcut ca să supraviețuim, dar... Furai când erai mic? Bă, furam, dar asta de copilărie, mă, nu cred. Ce fură orice copil? Nu te gândi că am fost vreun infractor sau am avut dosare penale. Ah, și cea mai mare calitate mea este că n-am făcut niciodată nici eu, nici frații mei, nici nepoții mei o zi de pușcărie. Bine, eu am mai luat 24 de ore. Până s-a găsit buletinul. Ca la cofetărie, da. Știi? Și încă ceva, nici n-am scris vreo foaie în România asta de vreunul dintre voi. Și ai fi avut ocazia, sincer? Paul. La greu, dacă noi... Puteai să fii ca Eminescu dacă era tu scris, crezi că eu cânt doar la băieți? Da. Mai cânt și la că și polițiștii, procurori și așa mai departe. Sunt și ei tot oameni. Aha. E, nu, eu n-am scris nicio declarație de nimeni. Nu sunt sifon. Niciodată. Asta e legea mea. Mi-ai dat în cap, nu vii să-ți cer scuze, îți dau în cap. Te-ai dus la pușcherie, gata, știe toată lumea. Te-ai dus la poliție, știe toată lumea că e sifon și nu va mai sta cu tine la masă. Asta e o lege nescrisă, nu, astea sunt principii puternice de viață. Principii de mafioți. Da, de mafioți. Hey. E greu să fii și mafioți, jur. A, e greu, eu nu am spus asta, am spus de mafioți. Nu, eu nu mă consider mafiot. Nu, dar zic, e greu să ai principiile astea în viață. E greu să stai la masă cu oamenii cu care ai filmat tu. Cu Neabeni. Neabeni, te salut și te iubesc. Unchiu. Din toată inima. Uite, Neabeni. Calificat? Om de viață. Calificat? Păi, cum e Neabeni să spună? Dani, tu stai aici că ești de al nostru. Că trebuie și nu mai dau un nume, că mie nu-mi place să dau un nume și nu da nici tu. No. Despre cine am vorbit mai devreme. No, sunt bucuros pentru familia lor. Neabeni este al nostru, îi mulțumesc lui Dumnezeu că l-am cunoscut pe acest minunat. Simte tu momentul ăsta, ai doi băieți, da? Da. Tu ce sfaturi puternice de viață le dai? Ținând cont că ai trecut prin atâtea și știi cu ce să mănâncă viața asta, ca să zic. E târziu să le dau sfaturi la vârsta asta. Cum clădești viața de mic? Un cal, dacă îi dai mai cal și nu l-ai pus de mic un pic la călărie sau la căruță, degeaba nu mai pui tu bătrân, că ăla te aruncă după el, indiferent că tu i-ai dat toată viața de mâncare. Adică ce sfaturi să-i dai eu copilului meu, care el probabil, Ian al meu la 14 ani, probabil că spune, tati, cu mami sunt puțin rămași în urmă și noi suntem avansați. Asta așa e. Nu pot să-i mai dau eu sfaturi de viață, decât să-i arăt, tata, la pușcărie ajunge toată lumea. Asta-i drumul, da. La pușcărie ajungi și tu și eu și maică ta. De ce? Dacă nu ne vedem să fim cu o meserie, să avem să mâncăm bani cinstit. Te vezi ce la pușcărie, tată. Drumuri sunt pe toate străzile în România, țigări sunt pe toate străzile, anturaj prost pe toate străzile. Dacă eu nu ți arăt eu să mă schimb primul, să ți arăt ție în casă cum mă port eu cu maică ta, dacă tu n-ai văzut scandal, tu n-ai văzut bătaie, tu n-ai văzut droguri, tu n-ai văzut băuturi, tu n-ai văzut anturaj, cum să mi le faci tu mie? Atât poți să-i spun copilului. Hai să spun și eu ceva acum. Exercițiu de imaginație. Vine băiatul tău acasă într-o seară și spune, tată, am o problemă, vreau să vorbim. Da, da, băiatul meu, stai frumos. Uite, eu de 5-6 luni, fără să știu și tu și mama, fără să știți, da, merg la casino și am început să pierd. N-are cum, care 14 ani în primul rând. Doar da, dacă era major. 4-5 ani. Așa. Tată, am intrat într-o belea, uite, am început să iau bandă la lume, pierd la casino, ce fac? Ajută-mă. În primul rând. Ce îi spui tu? În primul rând, indiferent, și asta îmi confirmă orice părinte, probabil și tu,
indiferent ce se face un copil, e copilul tău. Asta clar, mă. În al doilea rând, poți să-l trag puțin la răspundere și să-l las. Sunt două variante. Ori să te lasă ești singur din probleme, ori să fiu lângă tine. Oh, ce frumos. Dar cât voi fi lângă tine? O singură dată. Acum 3-4 zile, fără niciun fel de minciună, Dumnezeu mi-e martor, l-am luat pe băiatul meu și mi-a spus așa: tati, vin încoa. Fii atent că nu spun de 10 ori. Vrei să te droghezi? Vino tati la mine. Să fiu eu lângă tine în casă. Când vrei să încerci drogurile alea. De ce? Că dacă ți se face rău, doar eu cu maică ta te pot lua să te duc la spital. Pe stradă nu te ajută nimeni. Fug de tine, prietenii tăi și copiii. Și mori, tata. A doua la mână, vrei să fumezi, vină la mine și spune: ți arăt eu, să vezi ce înseamnă tuse. Vrei să bei, ți arăt eu. Fă-mă lucrurile astea cu mine. Ți le-am spus. Nu veni peste câțiva ani de zile să-mi spui: tati, am probleme. Nu? Deci tu mergi pe principiu să încerce să se dea cu capul de perete. Nu să le încerce, Doamne ferește. Ai spus ce ai face. Da. Asta aș face. L-aș lua de mână și l-aș proteja prima oară. Hai și a doua. Dar deja dacă te ajut a treia oară și te scot în probleme, deja eu am fost părtaș la problemele pe care ni le facem noi cu voia noastră prin tine. Corect? Nu. Nu-i dau nume, un coleg foarte, cu foarte multe grade în România a avut o problemă cu băiatul lui. El lui a spus dinainte: tată, rezolvă-ți treburile, că n-ai vrut calea asta mea dreaptă. Și eu, tată, pentru cine muncesc? N-am 400 de copii. Tată, muncesc pentru tine. Dacă eu ți-am oferit toate lucrurile astea când eu nu le aveam cu frații mei și pentru tine am muncit și nu-ți lipsește nimic. Păi tu vorbești de iPhone 15 Pro Max, să nu dau reclamă sau astea, puteți să băgați bip. Eu nu aveam fise să sun familia acasă. Ei se dreadă 20 de bani, că tu știi că suntem de o vârstă aproape. Dragul meu, fă-mi viață doar dacă te ține și buzunarul un timp, învață o meserie. Că ai posibilitate, ți le plătesc. Învață o meserie, fii demn de viața ta, fii un om respectos cu oamenii din jur. Și atunci fă-mă figurile tale și dacă te ține buzunarul și ești inventiv, faci 7 bitcoin și ai făcut 1 miliard de euro, tu joacă-te mă ce vrei tu cu banii, dar nu pe munca mea. Așa-i. Că de la 18 ani te dau afară pe stradă, mă, du-te mă singur. Bă, frăt, ai înțeles? Mi-a plăcut asta cu o șansă ai de la mine, a doua nu mai e. Dragul meu, și plus, ce vezi în viață, asta faci. Dacă vezi anturaj prost, asta faci. Dragul meu. Mulțumesc, dragul meu, și este, încă o dată, este o onoare, fiindcă tu ai intrat în casa a multor personaje din România, mai mult sau mai puțin controversate. Corect. Dar îți mulțumesc că ai făcut și bine și tu știi la ce mă refer. Faci mult bine. Mulțumesc. Involuntar faci mult bine. De știu. Ce? Că nu mă interesează de oamenii din trecutul tău și din emisiunile tale, dar faci mult bine. Fără să vrei, faci prea mult bine și oamenii înțeleg. Mulțumesc. Ai ajutat mult. Ai ajutat mult și uite, prin emisiunile tale, pe care le recomand oamenilor, băi, ai ceva să spui acolo, ai povești de viață. Sunt povești de viață, frate. Asta și vreau, ca lumea să înțeleagă care ceva. Care aveți învățat tineretul și nu am nimic cu trepări, brepări, depări, frecări în România asta. N-am nimic cu nimeni, fiecare la timpul lor. Dar ar trebui să intrați, să ascultați povești de viață, miliardari care au ajuns boschetari, boschetari care au ajuns miliardari. Corect. Foarte frumos asta. Ai înțeles? Aveți să furați. În viață nu se învață, ci să fură. Că și de la școală, dacă te duci și înveți motamo și te întreabă unul, valoarea lui Pi mâine, nu știi că să o spui, că ai uitat-o, că tu erai pe TikTok, ai înțeles? Dacă ți intră în cap și ai fost atent acolo, când te întreabă, tu știi sigur că îi răspunzi, că e 3,14. Auzi, tati, de-a lungul timpului ai avut multe scandaluri televizate, să spun așa, poate unele regizate, poate unele... Nu, poate... ți le spun din clar. Regres pe, cum regres a fost bătaia cu Agică, cum a fost cu Dani Mocanu, cum a fost cu aia, cu aia. Vă spun eu clar, mă, pe față. Eu eram prea cunoscut și trebuia să-i adun pe ăștia pe lângă mine să-i cunoască lumea. Cu Ogica a fost o regie acolo, după aia ne-am înjurat, ne-am dus mor de beat, aveam 127 de chile. Asta a fost, nu m-a lovit, nu m-a atins cu nimic și atât. Ne-am împăcat ulterior, suntem prieteni. Foarte și așa mai frumos. Departe. E un om de calitate, ginerile lui, fata lui, sunt niște oameni de calitate. Cu soliști ăștia alții care voi aparent credeți că m-am bătut. Eu nu m-am bătut și n-am bătut pe nimeni. Eu dacă voiam să bat, nu băteam televizat niciodată. Și toate astea au fost niște regii pe timpul ăla. Pe timpul ăla, au avut vremea lor. Corect. Au avut vremea lor. Și dacă au avut vremea lor, au fost la timpul lor. Eu făceam ce se întâmplă acum pe TikTok înainte, dar oamenii se uitau. Și eu crezând că, mamă, ce-am făcut eu, audiență, mamă, și când veneau și ce frumos mă simțeam și alea. Nu le-aș mai face. În primul rând vreau să-ți mulțumesc ție și acestor și oameni minunați din echipa ta. Vă mulțumesc pentru tot timpul acordat. Băieții mei, și respect. Pentru oamenii de acasă. Nu Dumnezeu este de bine pentru ceea ce ni se întâmplă. Încercați să vă iertați și să vă
scormoniți din suflet răutatea pe care o aveți, iertați-vă pentru tot ce ați făcut în viață, puneți punct la trecut și dați drumul la viitor. De ce? Să merită, viața e frumoasă și poți trăi și cu 200 de lei să-ți iei soția să duci la munte într-o pădure popăturice, să mănânci de la mega imaj, cum mănânci în fiecare zi, salamuri în casă, fără să te vadă lumea, poți mânca și la munte, să iei un aer liber, un aer curat, să te întorci acasă și atunci e fericirea pământului. Fițele se fac și cu bani puțini. Frumos. Că tot vine vorba de fiță cu adiță. Fițe cu adiță.